Mai pe scurt, aseară am văzut la televizor un meeting din Austria. 20.000 de austrieci au ieșit în stradă pentru a se solidariza cu imigranții care știți că dau acum naval în Europa. Oamenii aceia s-au organizat într-un mod exemplar. Anunțat cu doar o zi, două mai devreme, meetingul a adunat, cum vă spun, tocmai 20.000 de persoane. Și acum comparați situația aceasta cu meetingul nostru de duminică. Îl anunț cu două luni mai devreme și din momentul acela, 5 televiziuni, posturi de radio, ziare, încep să toarne zoi 24 din 24 de ore peste meetingul nostru. Nu vrei decât să ieși pașnic ca și austriecii, să-ți manifesti dezacordul sau indignarea față de acțiunile guvernanților, față de furtul unui miliard și ți se spune că tu vrei de fapt să împingi Moldova spre Rusia sau spre România. Și fiindcă proprietarul celor 5 televiziuni, tot el și hoțul miliardului, îi crede moldoveni niște animale fricoase și fără demnitate, îi sperie, domnule, zi și noapte, zi și noapte. Nu ieșiți la protest, că Dumnezeu știe ce va fi acolo. Nu va fi pace. Organizatorii mitingului sunt susținuți, țineți-vă bine, de separatiștii din Donbass. Vă închipuiți ce prostii. Și cu toate astea, unii dintre moldoveni cred într-o aiureală ca asta. Deci, el furat, jefuit, batjocorit, a dus la sapă de lemn, nu te crede pe tine care vrei să-l aperi, îl crede pe cel care l-au furat, l-au batjocorit. Bine, moldovenilor ăștia poți să le spui nu doar despre separatiștii din Donbass, poți să le zici că protestul de duminică va fi susținut de pirații somalezi, de teroriștii arabi, ori de gruparea Boko Haram și probabil tot o să te creadă. Și le mai zici că duminică în piață vor fi tunuri, tancuri, rachete, catiușe și el iar o să-și zică, da, mai știi? Unii moldoveni se sperie, alții cad pe gânduri și încep să întreba ca și jurnaliștii lui Plahotniuc, dar și cu protestul acesta? Dar ce scopuri își propun organizatorii? Dar nu cumva o să fiu folosit? Jurnaliștii lui Plahotniuc sunt giftuiți cu bani de stăpân, ei pot să joace cu astfel de întrebări, dar cum tu, după ce ai fost folosit așa de bine de Plahotniuc și de ceilalți bandiți la guvernare, încât nu a mai rămas nimic din tine, tu să te întrebi, dar nu cumva voi fi folosit la protest? Vă imaginați că austriecii sunt invitați la acel meeting de solidarizare cu imigranții, iar ei se întreabă, dar oare cine organizează meeting-ul? Dar oare ce scop urmăresc? Dar oare nu mă vor folosi? Organizez un meeting cu problemele și suferințele cu care se confruntă aproape fiecare cetățean din această țară, cu salariile de batjocură, cu prețuri din pod, cu o guvernare tâlhărească, cu un miliard furat și deodată te pomenești că unii te întreabă, dar ce interes ai să mă aperi de bandiți? Dar poate eu nu vreau să fiu apărat de bandiți? Poate mie îmi place că bandiții își bat joc de mine? Mai pe scurt, chiar te rog, șez acasă. Să vezi cum o să-ți vină în vizită Plahotniuc cu filat și câte un ulcior de vin o să-ți toarne și o să-ți mulțumească că nu te-ai lăsat folosit la protest și că le-ai dat voie să te jupoaie până acum, dar mai ales le dai voie să te jupoaie de acum încolo.